Cernele de foc costă mai scump în acest sezon pentru locuitorii din nordul Republicii Moldova. Chiar dacă ministrul mediului anunța la începutul lunii că prețul unui metru stern nu se va schimba zilele trecute, responsabilii de la Soroca au precizat că acesta s-a scumpit cu 300 de lei. În nordul Republicii Moldova a început distribuirea lemnelor. În toate sectoarele de pădure din Soroca, Florești, Drochia și Dondușeni s-au făcut tăieri, iar primii care primesc lemnele sunt cei de la instituțiile sociale care depun cereri, iar apoi cetățenii din categoriile sociale eligibile. Am fost la Ocol Silic și am plătit și am zis luăm lemn, că e frig afară. Și să vedem ce faci focul, să ne încălzim, să ne încălzim nepoță. Și copiii. Câți metri sunt? 10. Am venit să iau pentru mama 4 metri de lemn, să aibă cu și face la iarnă focul. Ei, mama este bătrână și are nevoie. La noi vin zilnic. Când avem lemn în teren, încheiem tăietură, zilnic, în toată ziua, se distribuie lemnic. 50-60, depinde de suprafața tăieturii, terenului. Material lemnos avem salcân, lemn tare, specii tare. Și este întrebat. În acest sezon, lemnele de foc, cel puțin în nordul Republicii Moldova, au prețuri mai mari, cu aproape 40%. Anul trecut era 750, acum la momentul de față e 975 speciile tari. Speciile moi sunt la 465 lemne. Avem în stoc peste 1000 de metri steri, specii tari. Majoritatea sunt stejar și salcăm. Cred că urmează să defrișăm încă, mai avem încă în jurul la vreo 3000 de cuburi de defrișat pe trimestru 4. Asta deși pe 1 noiembrie ministrul mediului Rodica Iordanov declara că lemnele de foc vor fi la același preț ca și anul trecut. La momentul de față nu sunt planificate majorări de prețuri pentru lemnul care îl avem în stoc și care este planificat. Prețul ultima dată a fost mărit în aprilie 2023, așa cum s-a spus, în dependență de categorie, până la 30%. Alte măriri pentru anul acesta nu planificăm. Persoanele care vor să cumpere lemne de foc trebuie să se adreseze la întreprinderile sau ocoalele silvice locale și nu la primării, așa cum se întâmpla în 2022.